Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Omă cu artificiile. Hai noroc, vă salut cu respect și umilință. Șuta var Dumnezeu în lună. Astăzi, oameni buni, m-au apucat o tristețe împungătoare și profundă. Există cuvântul împungătoare, dacă nu a fost, va fi. Pentru că nu ne-am mai petrecut sâmbăta de mult. Știu că ne petrecem zilele și cu alte videoclipuri, dar sâmbăta este un lucru sacru, oameni buni. Dacă ar fi să aleg între Sfântul Graal și sâmbăta cu Satana, aș alege să mor în pula mea, nu știu ce mai există, dar asta este o altă poveste. Apropo, da, Codrin? Apropo, îmi imaginez cum o să fie la mormântarea mea, mă. Oare o să plângeți după mine, o să vă pară rău după mine că noi mai fi pe aceste meleaguri? Sau o să trebuiască să mă îngrop singur în pula mea? Domnul preot, după... veniți să aruncați niște pământ după ce mi-am închis sicriul, mersi. Rămân dator, ceau, mă, pup, sexos. Ridici puțin roba aia. Știți ce îmi place, bă? Că eu ne-am obișnuit, adică noi ne-am obișnuit unii cu alții să vorbim în liber, atât eu cât și voi, și când filmez droguri, când filmez vloguri, zici, pula mea, zici că îmi țin jurnal. E bine, dragă, jurnalule. Apropo, nu mai scriu un jurnal pentru că cred că am un jurnal pe aici de când eram îndrăgostit, dacă nu m-aș arăta să vedeți cât de penibil eram. Să nu pici ceva de acolo. Biblie mică și albă sau ceva să-mi cadă în cap. Nu, serios, o Biblie mică și albă. Nu mai scriu un jurnal de când consider că m-am maturizat psihic și am evoluat spiritual. 18 ianuarie 2011. Da, nici nu am mai vorbit de duminică. Sper să nu se îndepărteze. Ai de pula mea. Dacă știți vreun tip de benzină care arde mai tare decât cea obișnuită, vă rog să-mi spuneți. Chestia asta, jurnalele, mie îmi place, mai de mult țineam jurnal, câteodată mai notez și acum ce mai fac dacă s-a întâmplat ceva măreț, dar să-mi bag pula, mă tâmpit eram când eram copil mic și credeam în iubire. Sau în orice alte sentimente, sau când credeam în oameni, mai era tare. Asta a fost de mult. Acum mi-am învățat lecțiile. Apropo, tot primesc mail-uri de la fan să le dau bani pe PayPal. N-ar trebui să fie invers, bă. Adică eu sunt tipul ăla simpatic, frumos, carismatic, genial, care filmează clipuri. Și n-ar trebui să primesc donații de la fan. Bine, nu că nu se întâmplă asta pe Twitch. Da, totuși, nu, eu primesc mail-uri de la Marian să-i dau un euro. Du-te-mă dracului, Marian. Să vă povestesc ce am pățit zilele astea, oameni buni, au fost amarnice. Am făcut o greșeală mare, oameni buni, o greșeală mai mare decât promisiunile electorale. M-am apucat să joc Rust. Ce înseamnă asta? Știți Rust, nu? Dacă nu știți, vă zic eu, e un joc mai vechi, puțin, lansat mai demult în Early Access, desigur, adică, cum îl traduce în română, cu acces timpuriu, da, cât de gaming sună, cât de jocuială. Și un joc în care trebuie să supraviețuiești, în mare parte, începi din pula goală, strângi vreo 30-40 de ore resurse să-ți faci bază, după aceea cineva îți atacă baza, îți ia tot ce ai avut în ea și, desigur, rămâi înapoi în pula goală, în pădure, cu o piatră în mână. De înțeles ar fi că cel care ți-a resursă e un alt player, un alt om, ca mine și voi, la care bate inima în piept, dar totuși el e un gunoi ordinar. Unde dracu-i piatra aia? Bă, dar piatra aia parcă era pe aici. Credeai că te-am părăsit din căutări, piatră. Bă, să-mi bag pula mai înainte, am văzut aici pe masă, mă. Ce dracu? Piatră, unde ești? Nu e necesar. A, uite-mă, piatra, ce era pe jos, mă, păstă fire. Păstă firele de la calculator, apoi nu mă mir. Deci, bă, eu am tot felul de stări. Dar păi să-mi bag pula jocul ăsta, mă, Rust, mi-a indus așa o depresie de aia maximă. Și continuă câteva zile, nu știu. Și imaginați-vă că nu că de ce am pierdut sau ceva la jocul ăsta, că sunt obișnuit să pierd, adică în primul rând uitați-vă la fața mea și înapoi în al doilea rând gândiți-vă că joc CSGO și e Silver. Deci știu cum e să suferi în jocuri. Cel mai bun Silver din lume, apropo. Dacă nu mă credeți, fiți atenți, știți DAS 2, nu? Normal că știți DAS 2. Harta aia unde toți teroriștii stau cu AVP-ul la început să uită prin poartă. Eu am dat cap de acolo din bază la teror spre bază la counter și încă nu cu AVP-ul, AVP cu ACAU. Nu mă credeți? Filmarea chiar aici. Și desigur, după kill-ul ăla, normal că mi-a luat o grămadă de reporturi, că toată lumea crede că sunt hacker. Și dacă ziceți și voi în comentarii că a fost bulan, mă supăr rău de tot și o să-mi fac rău singur. No, unde eram? Tot aici, de fapt, în camera mea. Doar nu credeai, Codrine, că ai călătorit prin timp și spațiu. Da, m-am apucat să joc mizeria aia de joc. Și mai de mult, dacă știți, am și făcut un episod din Rust și voiam să fac mai mult. Adică m-am distrat, nu știu, am zis să mă distrez. Ce joc haios, hai să râdem. Dar. Atunci n-am jucat serios, desigur, atunci am jucat la modul ce mă distrez, dau cu piatra în copac, sunt în pula goală, mamă, ce distracție. Și știți ce greșeală am făcut la mult timp după ce am postat acel videoclip? Că m-am apucat din nou să joc și mi-au păsat. Mi-au păsat, oameni buni, greșeala fundamentală în esența omului. Fie că
în joc, în relație, în momentul în care îți faci la bani orice, să nu-ți pese, mă, asta e șmecheria, e șmecheria vieții. Aveam o oră în joc acum o săptămână, gen, și până ieri sau alaltăieri am făcut 74 de ore, deci... Codrine, ce ai făcut cu viața? Eu în fiecare dimineață mă trezesc și am așa scris pe calendar, fiecare zi, nu uita să fugi de tot ziua asta. Ești tânăr, Doamne, fut eu viață, pierdeți viața. Și am exagerat și de mai mult de 10 ori cu jocul ăsta, adică m-am apucat. Am început simplu, o aventură de neuitat. Am început în pula goală, desigur, cu amicii mei, Demian, asta nu sună prea bine. În joc am început în pula, nici asta nu sună bine. Mă rog, am început cu Marușchi, cu Demian, cu Roracu. În pula goală, în pădure. Desigur, ce ne vom distra, hai să râdem, ce joc amuzant. Dar mai întâi, desigur, trebuia să explorăm harta, că noi voiam să ne facem bază. Și pentru a stabili locul în care vrem să ne construim baza, trebuia să cunoaștem împrejurimea. Și de acolo a început-o cancerul. Explorând harta, am ajuns oameni pe lângă o plajă și pe plajă era un far de la de mare, știți, pentru contraband de țigări. Veniți aici, aduceți carpați, țigările provoacă cancer, nu mai fumați. Și mă rog, lângă farul ăla era o bază de player. Noi eram 4, ei erau 3. S-au lăsat noapte, așa am zis noi. Acum le vom ataca baza. Desigur, ei erau 3 oameni. Noi eram mai mulți decât ei, dar erau full de arme. Aveau numai mitraliere, cred că și la pulă. În loc de pulă scotea mitraliera dacă era să fută. Și noi eram 4 oameni în pula goală cu câte o piatră. Așa arătam noi. Ne-am apropiat, desigur, în noapte de baza lor. Și așa tiptil, pântufiș, ca tristariu la cules de mure, i-am văzut acolo, era o lumină. Aveau ceva candelab, nu candelab, luminare. Aveau o luminare și acolo i-am văzut în lumina nopții, o, Doamne, imagini de groază, aveau arme toți trei. Când am văzut cam toți patru că ea trei au arme, am zis aproape sincron pe serverul de Discord pe care vorbeam, bă, nu-i bine, hai să plecăm de aici. Fiecare au zis-o în același timp cu cuvinte diferite. Dar ce să vezi, era prea târziu. Un foc de armă mi-a trecut pe lângă braț. Ușaș! Eram descoperiți. Am luat-o la goană, desigur, toți patru în pula goală în pădure, către plajă să ne ascundem în far. Și ghiciți ce? Ăia veneau după noi. Erau cu armele, desigur, în spatele nostru și trăgeau. Pa, pa, pa! Și noi în față eram gen, aici bună mea! Și erau în spate, pa, pa, pa! Și noi eram, aici bună mea! Și am ajuns la far, desigur. Trebuia să trecem rapid în not, pentru că era ca un fel de insoliță farul și noi de la plajă am trecut așa în not și trebuia să urcăm după aia în corpul farului, să fim în siguranță, credeam noi. Am intrat în far, desigur, și voiam să urcăm scările după aia. În tot timpul ăsta oamenii trăgeau după noi în spate. Pa, pa, pa. Și aici vine partea interesantă, desigur. Acolo, în momentul când am intrat în far, am zis toți, stingeți torțele. Și s-a făcut beznă. S-a făcut beznă în far. Și a urmat parcurs pe noapte. De ce zic parcurs? Pentru că noi voiam să ajungem la cel mai înalt nivel al farului, că acolo ne credeam noi că o să fim în siguranță, de parcă aia nu ne urmărea oricum, mă rog. Și scările cam la fiecare etaj erau rupte. Și ca să treci de la un etaj la altul, nu trebuia să folosești scările, desigur, ci de pe scări să sar, nu știu cum, pe grinde și să sar, să zbor pe acolo. Și în tot timpul ăsta, când noi ne chineam să facem parcurs, să ajungem către cel mai mare nivel al farului, ăștia trăgeau după noi din spate, desigur. Pa, pa, pa! Și acolo ne-am dispersat în far. Unul a luat-o pe grinzi, altul pe scări. Demian s-a ascuns într-o cameră cu cuțitul și i-a așteptat așa în întuneric. Eu, desigur, băiat deștept și calculat finuț, cum sunt, așa băiat fin, le-am dat impresia că vreau să urc în far și m-am ascuns după un stâlp la etajul 1, după ce, unde erau rupte scările. Și stăteam așa. De fapt, mai degrabă stăteam așa, pentru că, nu știu dacă vedeți, stăteam așa, mă rog, eram în poziție de căcare, mă, căcam pe mine de frică, mă gândeam, sper să nu vină ăștia, ci dacă îmi dădea cu farul în față, în momentul ăla cu lanterna, careva, mă, căcam pe mine instant în realitate și săream pe geam. Auzeam deja că prietenii mei, desigur, tovarășii mei de aventură, erau împușcați unul câte unul și eu mă căcam pe mine de frică acolo în far, ascuns, în întuneric, în umbre. Deci era beznă total afară, la un momentul ăla, eu vedeam numai un geam unde se vedea luna, așa, care strălucea și atâta lumină aveam. Și auzeam numai pași pe scări și cum trag ea după amicii mei săraci care nu au apucat să se ascundă în mare parte. La un moment dat am încercat să-i intimidez. Ce m-am gândit eu? Hai să pornesc voice chat-ul, am apăsat V și le-am zis "This building is haunted, go away, buhuhu", făcea fantoma. Și desigur n-am reușit să speriu pe nimeni cu tactica mea de intimidare. Am auzit numai în boxe "shut the fuck up" și auzeam cum ne caută în continuare. Și vedeam numai așa luminile cum trec pe acolo pe lângă mine, dar eram ascuns acolo după stâlpul ăla și a fost un moment de groază. Și am așteptat acolo, desigur, până s-o lăsat cu lumină, până o crăpa de ziua. Nu m-aș fi mișcat de acolo după stâlpul ăla, nici dacă mă chema Obama la basket sau ceva. Am scăpat până la urmă, dar desigur nu pot să spun același lucru despre colegii mei care au fost masacrați. Demian, desigur, a fost, cred că, cel mai luptător dintre noi, cel mai curajos, profitând de întunericul din far, când era încă noapte, s-a strecurat în spatele lor cu cuțitul și a început să-i cuțiteze pe la spate. Și băieții, la urmă, mă rog, l-au văzut și să se odihnească în pace, Demian. Jocul ăsta m-a distrus psihic, începând de la faza aia. Dacă mă găseau acolo noaptea aia după stâlpul ăla, în lumina lunii, în întunericul ăla, cred că făceam infarct pe bune, realitate, și muream. Mă căcam pe mine instant și muream. Și după ce eram mort, mă pișam pe mine. Și de atunci am oprins.
mi-a plăcut aventura aia și am zis, hai să mai joc, este atât de tare jocul ăsta. Și m-a prins mai tare decât trebuia să-l prindă Rose pe Jack, când s-a prăbușit Titanicul, s-a prăbușit, s-a scufundat, mă rog, curva dracului. Ușa aia care, pe care stătea aia le-a pus la către lații. Imaginați-vă, mai știți emisiunea aia, că ăștia care sunteți din vârsta mea, cred că ați prins-o, emisiunea aia cu iartă-mă, în care trebuia să se deschidă ușa dacă te ierta persoana cu care te-ai certat. Se va deschide oare ușa să intre persoana iubită? Te va ierta? Între timp Jack înghite pești în pula mea. Și din momentul ăla eu cu Demian am făcut server. Desigur o mare greșeală. Am zis gata, îl hostăm frate, 24/7, am luat o lună deja. Pac, plătit, am zis băgăm moduri, facem serverul mai complex. Și eu nu jucam cu puteri de admin pentru că mă plictiseam foarte rapid. Dacă zburam acolo pe hartă cu nou clip și luam toate resursele și îmi dădeam 9999 de fiecare, desigur nu mai avea farmec. Așa că am hotărât să pornesc de la zero, ca un player normal. Altă mare greșeală. M-am dus, am dat cu piatra lemn să culeg lemn, am dat cu piatra în piatra să culeg piatra, am dat cu piatra în animale, desigur, fără să țin cont că o să stric lucrarea domnului și mi-am construit o casă după toate astea. Era genială, era din piatră într-adevăr, dar era casa mea. Și într-o zi de dimineață, desigur, m-am trezit în casa mea de Flintstone și am zis, Velma, adu niște bere. Nu, glumesc. M-am trezit în casa mea minunată de piatră și am zis, gata, coaie, mă duc la vânătoare astăzi, întorc universul pe dos. O altă mare greșeală. Mi-am deschis frumos sertărelul meu de arme, mi-am luat armele de vânătoare și am zis, gata, coaie, de aici îi dau blană. Și am ieșit afară din casă. O altă mare greșeală. Nu știam ce lucruri oribile aveau să se întâmple. Stăteam fericit, fregam pula pe natură, vânam, când dintr-o dată aud din depărtare și zboară așa o săgeată pe la ureche. Nu, glumesc, chiar am zburat o săgeată pe la ureche. Desigur, a început să-mi tremure mâna, deja mă gândeam că gata, deja pierd tot, am auzit că erau doi playeri. A început să-mi tremure mâna pe tastatură și cealaltă mână mi-am pus-o pe pula. Am zis că dacă tot tremură mâna să profit de ocazie, mă rog. Erau doi playeri care voiau să mă omoare. Am fugit. M-am ascuns după copac, oameni buni. Altă săgeată, instant, pac, aterizează lângă mine. În acel moment, oameni buni, am închis ochii și am spus, Doamne, astăzi vin la tine, dar nu renunț fără o luptă. Desigur, nu am stat să mă lupt cu ei, am fugit în pula mea, planul era făcut că sunt gata să-l execut. Am zis, gata, de aici fug până acasă rapid, în casa mea de piatră, închid ușa casa de piatră, iau săgeți de lemn, toate erau calculate în capul meu. Până am ajuns acasă, adică mai bine zis în locul în care trebuia să-mi fie casa mea. Planul a fost desigur bun în capul meu. S-a dovedit până la urmă că eu într-adevăr mi-am construit casa de piatră, dar fundația am lăsat-o din chirpici în pula mea. Și băieții au venit, au distrus fundația cu săgeți de lemn, s-a prăbușit toată casa. Așa că băieții mi-au spart casa de la fundație. Nu mai aveam nimic acolo, mai aveam dovlecii care am plantat în fața casei. Nu puteam să mă ascund în dovleac, eram pierdut. Și iată mă stăteam acolo în fața locului unde mi-am construit casa cu speranțele la pământ și nimicite. Și am căzut în genunchi. Nu de la disperare, de la săgeata care mi-a intrat în cap, desigur, prin urechea stângă. Și a ieșit tot prin urechea stângă după ce mi-a traversat craniul. Am picat pe jos, desigur, playerii aia doi s-au apropiat și m-au recunoscut. Dintr-o dată am auzit, bă, ăsta e Codrin. Serios, deci nu exagerez nimic cu poveștile astea, chiar vă zic ce am pățit. Trebuie să împărtășesc cu cineva că altfel simt că nebunesc. Și au fost foarte de treabă când au văzut că și eu m-au ridicat, au vrut să-mi dea chestiile înapoi și eu am spus, nu am nevoie de mila voastră și mă rămâne, desigur, normal. După ce am pățit asta, mi-a zis, păi, eu scot din bradia satana, eu nu mă las. Și am început partea a doua, mare greșeală. Am zis în capul meu, gata, acum știu, fundație de piatră, pui, gata, planul e făcut, sunt gata să-l execut, am zis eu. În capul meu era bun planul. Gata coaie, așa fac. Și apoi m-am întrebat cine pula mea, tot zice gata coaie, în capul meu, că eu nu vorbesc așa. Am început a doua casă, desigur. Era mai puternică, mai frumoasă, mai stilată. Am pus până și două pancarde pe care o trebuie să scriu manual cele 10 porunci, pentru că nu este, poți pui pancarde, deci poți să le pictezi, dar nu poți să baci text peste ele. Așa că am stat și cu cel mai mic braș am scris cele 10 porunci pe două pancarde mari. Am pus până și un semn pe care scria călătorule sau ceva de genul, ia ceva din cutie, am pus o cutie sub semn și continuă-ți aventura. Și desigur în cutia aia era numai un bilețel pe care am scris să te bată Dumnezeu. Și apoi mă mir că mă atacă lumea, pula mea. Și totul a fost bine. Până într-o seară când eu în realitate mă jucam Rust și beam între timp cu sora mea și cu un prieten. Și am băut grav, am băut vreo două sticle de vin și între timp mă jucam. Eram mor de bat, pe scurt. Eu ori băut așa casual, câteva beri, eu două sticle de vin, praf, pac, pac. Ascultam muzică, totul era bine când dintr-o dată îmi sună telefonul. Era Bogdan, băiatul de Mian, desigur. Alo, mami! Bă, Codrin, vezi că-ți atacă casa ăștia. Alo, mami! Și jocul e futut, desigur, știți de ce? Pentru că în momentul în care tu te deconectezi de pe joc, caracterul tău nu dispare de pe server. De ce ar trebui să se întâmple asta? Adică, hello! Nu, ori considerat băieții care au făcut jocul că trebuie să strice neapărat viața tuturor jucătorilor. În momentul în care tu te deconectezi de pe joc, caracterul tău, desigur, se pune să doarmă așa frumos cu toate lucrurile care are pe el în locul unde te-ai deconectat ultima dată. Și desigur, dacă dăm puțin timpul înapoi,
Pe lângă faptul că învingem legile fizicii, ne putem aminti că și eu am omorât câțiva player care dormeau și nu erau pe server, și nu pentru că aveau lucruri bune la ei, ci pur și simplu pentru că sunt un animal sadic. Și iată m-a atacat de doi player care erau full de arme și de mitraliere și eu trebuia să-mi apăr casa și proprietatea fiind mort de bat în realitate. Am deschis ușa dormitorului, desigur, m-am dus așa, dar nu mai eu, în realitate caracterul meu a rămas tot acolo, mi-a luat glonț în cap, a murit. Paca, pracadabra, presto, habanaca, bunga, a murit. A doua casă, s-o dus pe pulă, ciao, și așa s-o dus casa. Și am pierdut-o și pe a doua. Am zis că nu mai joc jocul ăla în viața mea, chiar dacă chiar aveam planuri cu Demian, fiind admin pe server. Vedeți ce planuri aveam de eventuri, de moduri, de figuri, chestii. Am construit 4 sau 5 case de eventuri, fiecare event diferit. Am creat un event în care, ăsta e cel mai simplu și cel mai fain, puneam playerii, îi chemam pe toți acolo, îi puneam să-și aleagă din 3 camere una singură și desigur toate duceau ca și cum ar fi 3 șemine până sus. Eu cu Demian urcam la cel mai înalt nivel al clădirii și ziceam că în două dintre camerele alea o să pice câte o grenadă și într-una numai o piatră. Și trebuia să ai noroc ca să fii în camera unde pică piatra și nu pățești nimica. Desigur, la final primeai premiu dacă supraviețuiai. Și tot felul de eventuri din astea m-am gândit să fac, dar viața mea a fost distrusă complet de jocul ăsta, nu mai vreau să-l văd în viața mea. Am avut o grămadă de poze, am construit la un moment dat o arenă cu tot felul de poze, am pus poze cu Connector, cu Mircea Badea, cu ăla cu băi, dă dacă ești bun, cu ăla cu nu te-ai futut cu Andone, înăuntru era sală de dodgeball, playerii se băteau cu pietre. Dar, nu știu, a fost prea mult tot. Am pus sponsor de aia falși acolo cu G2A Dristor, Antena 3, schimb de mame, tot felul ăla de probleme. Dar am pătimit destul. Plănuiam să fac un video și în care să vă chem pe server, dar sincer, atât de mult am pătimit în serverul ăla că nu mai vreau. Dacă o să mai intru o dată, intru cu puterile de admin, cu God Mode și merg așa și dau cu grenada în cap la toată lumea. Nu mai suport, bă. E momentul în care să merg mai departe cu viața mea. Oameni buni, cam atât de data asta. Eu sper că v-au plăcut aventurile mele din jocul ăsta mizerabil pe care nu o să-l mai joc în viața mea, că mi-a distrus simțul realității de câteva zile de când l-am jucat. Nu o să-l mai joc probabil în veci, mi s-a făcut urât. În vie să-mi strâng calculatorul în brațe până se sparge tot din el. O sâmbătă ploioasă, într-adevăr, aici în capitală. Voi din ce sat vă uitați la mine, că nu mai țin minte. Sper că v-au plăcut, oameni buni, desigur, să ne petrecem sâmbătă împreună. Vă aștept și la alte clipuri, ca de obicei. Și ca de obicei, dacă vă zic, dacă nu mă mor, o să fiu mereu aici până mor. Nu uitați să vă abonați canalului și desigur ne vedem. Când ne vedem? Data viitoare, dar cum să nu? Pa, noi în față eram gen, băi, bună, man. Și erau în spate, pa, și erau, băi, bună, man.